Fiind un an de sacrificiu cu buget redus, primăria comunei Râca a redus cheltuielile inutile, însă proiectele începute de administrație, dar și cheltuielile curente, vor fi acoperite. Chiar dacă au fost probleme la începutul anului, autoritățile locale au găsit soluțiile cele mai bune pentru ca bugetul localității să fie unul echilibrat, iar la sfârșitul anului fiscal să nu existe datorii. Anul 2013, cu această întârziere care s-a datorat aprobării bugetului la nivel național, iar bugetele locale au fost aprobate practic în luna aprilie. Au fost anumite întârzieri la plățile pentru lucrările care s-au executat în perioada 1 ianuarie 31 martie, dar suntem în grafic, să zicem, cu plățile datorilor, salariilor și asistenților personale, ajutoarele sociale și așa mai departe, iar vis-a-vis de proiectul pentru 2013, este un buget destul de sărac datorită comunei care este o comună mică, iar bugetul alocat de la nivel național este destul de mic. În acest moment, primăria Râca nu are nicio datorie în ceea ce privește plata salariilor, a ajutoarelor sociale și a cheltuielilor curente.